Interesul românilor pentru a-și cumpăra o casă a scăzut cu 70%. Oamenii se gândesc de două ori înainte să facă o astfel de investiție. În ultimele două săptămâni se simte o scădere a interesului pentru achiziții de apartamente. Noi am constatat chiar scăderea cu aproape 70% accesărilor de pe site-urile dezvoltatorilor. Sunt anumite bănci care au oprit finanțările. Din câte știm noi, Libra Bank a oprit deja finanțările în sectorul imobiliar. Și sigur, cumpărătorul final momentan e în așteptare. Să vedem ce se întâmplă cu această situație din Ucraina și Rusia. Mulți dezvoltatori imobiliari au decis chiar să-și suspende proiectele. Consecințele sunt negative pentru proiectele în derulare, în primul rând, pentru că nu se mai ating parametrii de vânzări și apar dificultăți în relațiile cu finanțatorii. Iar sigur, sunt foarte multe proiecte în pipeline care momentan au rămas în stand-by. Cel puțin în ultimele 2-3 săptămâni, foarte mulți dezvoltatori se gândesc dacă mai accesează o finanțare, dacă demarează proiectul. Specialiștii atrag atenția că pe termen lung situația din Ucraina va avea ca efect majorarea prețurilor la apartamente. Pe termen lung consecința va fi, nu vor mai fi tranzacții o perioadă. Dacă nu vor mai fi un an de zile, tranzacțiile vor fi scăzute. Nu se va mai construi, iar peste un an, doi, când încep să se reia, se vor lua brusc de la preț dublu. Dacă nu de la dublu, cel puțin 50% în plus. Rămâne de văzut dacă acest blocaj în piața locuințelor va duce la scumpirea excesivă a acestora, așa cum estimează cei din domeniu, sau dacă cererea și oferta vor regla prețul.